Pardon? Este campionatul național pentru asele românești, respectiv ciobănești românești, etapă foarte importantă pentru că anul acesta Mioriticul și Carpatinul au primit votul Comitetului General pentru a fi omologați pe plan internațional definitiv. Ce înseamnă asta? Că din acest an, după adunarea generală de la Milano, asele românești vor putea să devină campioni internațional de frumusețe. Aceasta e o muncă de aproape 30 de ani, trebuie să vă spun încă o dată că din România, din cunoștințele pe care le avem noi, sunt omologate dintre animalele domestice doar rase de câini și asta a fost făcută de niște pasionați, de membrii Asociației Câinilor Române, fără suportul statului și fără bani din nicio parte, decât contribuțiile proprii ale membrilor Asociației Câinilor Române. Practic, la aceste probe, ce evaluează juriul la un câine? Da, câinii sunt arbitrați întotdeauna după un standard, standardul scris fiind de fapt un portret robot al câinelui ideal care reprezintă rasa respectivă. În consecință, standardele în vigoare publicate pe site-ul Asociației Chinologice Române și pe site-ul Federației Internaționale sunt instrumentele și tiparele după care fiecare câine individual este evaluat de un expert confirmator, de un arbitru, în ringul de arbitraj. Ceea ce se întâmplă și astăzi aici la Predeal, unde avem aproape 170 de ciobănești românești din cele 4 rase naționale, câini foarte frumoși, rase naturale, sănătoase și noi sperăm ca și celelalte două rase de românești, Bucovina și Corbu, să fie de asemenea omologate pe plan internațional. Să vă prezentați numele și Cristian Ștefănescu, președintele Asociației Chinologice Române. Vă mulțumim! Mamă, dar două ore? Două ore în pământ, în iarbă, peste tot asta. Și
La sfârșit, hai, când dă, a, păi nu mai dă. Cum o cheamă? Zara. Zara. Așa, Zara. 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 Emma, a? S-a rușinat! Ce nu înțelegi? Te-a văzut camera! Așa, mama! Așa! Da, așa! Maia! Așa, măi, Maia! Maia! Așa, mă! Așa, mă! Așa, eu zic că... Vezi să vorbești la microfon, cum mă râie. Hai, gata, dragă. Frumoasă și... Bravo, frumoasă. Ia-te aici. Mă cheamă? Alexandra. 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 Mama și copilul. Sunt cu mine.